Mișule, salut! Salut! Cătălin Zbandescu. A, salut! Bă, am și o întrebare la tine. Sigur. Zici și mie, ce p*** am făcut eu, mă, vă, de vă luați mereu de mine? Stai un pic, că nu, eu nu m-am luat de tine. Păi cum nu te-ai luat de mine? Colegii... Cum nu te-ai luat de mine? Stai un pic, că eu tot m-am lăsat, păi normal cum mă deranjează. Nu betonieră. Mama a trecut o betonieră, dacă se așează pe undeva, pe două betoniere. Ce aveți, mă, băieți, cu mine? Vino la radio. Prietenească cu tine, foarte frumos, da? Am înțeles, vino la radio în direct. Ce să fac eu la radio? Eu nu știu să rezolv la radio. Eu vin și vorbesc cu tine, direct. Ok. Deci eu nu stor nici pahar de vin în cap, nici altceva, da? Ai înțeles, dar văd că... Să nu mă obțin. Ești invitat la noi, da? În direct, și vorbim. Ne cerem scuze dacă te simți cumva... Mă, dar zici și mie așa, pentru cultura mea generală. Cu ce v-am deranjat pe voi? Deci chiar nu mai deranjează cu nimic. Păi și bun, și atunci ce toată ziua, bună ziua, sunt băgat ca un fraier în toate oalele voastre. Deci ai cuvântul meu de onoare că nu ne-ai deranjat cu nimic. Tu ai avut o legătură cu... Cu ce? Cu ce? Cu Gigi. Da, încă lucrez pentru el. Dar pe mine nu mă interesează ce treburi aveți voi sau ce faceți voi acolo. Eu știu. Asta ca să fie, ca să fac o paranteză. Deci dacă el era atât de rău pe cât voi că îl faceți să pară... Dar stai un pic, că nu-l faceți. Ar trebui să... Fiecare trebuie să aibă părerea lui. Să fiți de mult băgați în portbagaj și duci de aici. Ascunși. Dar de ce crezi că sunt astea metodele în România? Adică nu poți să ai și altă părere? Că cum? Dar de ce trebuie neapărat? Oameni simpli... Tu acum vorbești despre el sau despre tine? Despre mine, nu. Tu ai adus discuție despre tine, ai mare dreptate. Eu nu pot, trebuie să mă dau jos. Să văd ce se întâmplă acolo. Păi bun, am și o familie, dar dacă nevastă mi-a dat drumul la radio, zi. Vorbim, tu știi că eu din cauza voastră nu mai ascult Kiss FM? Îmi pare foarte rău să ascult, să aud chestia asta. Deci tu, dacă vrei, vino la noi la radio și vorbim, în direct, pe post. Nu e nicio problemă. Ne cerem scuze față de tine. Cum crezi tu că m-am simțit eu când mă sună nevastă, mi-a zis la spital cu bunica asta și mă sună și îmi spune, ia uite ce mișto fac ăștia de tine. Și dau pe Kiss FM și mă face, nici măcar nu, bă, dar nici măcar nu ești în stare să-mi imiți vocea. Hai că la șeful mai nimerești. Dar nu imit eu, mă. Dar cine, mama? Noi suntem în studio. Bă, băiatule. Noi suntem în studio, e dezbrăcatul și cu Tony. Da? Care imită, da. A. Deci din ce informație mi-am? Nu vreau să dau vina pe nimeni. Din ce informație mi-am zis că tu faci toate textele astea. Dar astea nu sunt texte, astea sunt în direct. Sunt în direct? Astea la radio? Da. Vino să ascult, să vezi. Să vin să ascult. Astea pe telefoane. Bă, tu ai impresia că tu pe mine mă înveți cum se face? Stai, mă, puțin, hai jos să mergem pe acolo, pe undeva, că nu... N-am stare. Cum este? Te simți rău? Ai pe bagajul mai la mașină? Hă? Zi. De ce mai e cu chestia? Păi zi, vrei să te bag un bagaj? Sunt convins că poți să faci chestia asta. Și atunci? Dar sunt convins că ești și un om cu care se poate vorbi. E, nu se poate vorbi cu mine. O dată, de două ori, de nouă ori, dar mereu. Și dar la emisiune la voi. Voce. Nu? Și în emisiune la voi, l-a spus pe grasul ăla, pe mistrețul. Să mă imite pe mine. Băi, deci eu v-am tot lăsat în pace. O dată, de două ori, de nouă ori. Bă, dar am și o familie. Gândiți-vă și voi la lucrul ăsta. Voi nu vreți să vă gândiți la lucrul ăsta? Vreți să-ți dau cuvântul meu de onoare că te chem în emisiune să vorbești? Să mă chem și ce să fac eu în emisiune numai la tine? Mersul piticului pe jos. Mă chem azi în emisiune, mâine iar fac eu de la capăt. Ai fost la mine în emisiune și am făcut chestia. Da, am văzut ce faceți cu restul oamenilor, ce trebuie să-mi spuneți voi mie, că vii, ne cerem scuze și urmă nu mai facem niciodată. La voi nu se, băi, aveți și voi o limită. O glumă se face o dată, de două ori, dar voi o faceți zi de zi. Zi foarte prostă, nu mai pot. Pare foarte rău, dar n-am făcut eu, pe. Dar cine? Hai, arată și mie pe bagajul la mașina ta, hai, facem un drum. Ha, mă, te rog. Deci vorbesc foarte serios, facem un drum. De ce faci? Cum adică, de ce fac chestia asta? Vrei să zoom mâine, să vezi cum este? Știu, sunt convins, dar am și o familie. Ai familie? Dar eu n-am familie? Ia dă-mă la coace. Eu n-am familie? Pe cuvânt, deci... Bă, dar eu n-am familie? Ba da, te rog frumos să mă iert. Și atunci? Hai că e gata. Hai că nu mai sport eu. De ce de fiecare dată trebuie să stau după voi? Ia întinde-i mâna lui ăsta. Întinde-i mâna. Întinde-i mâna să-i rupem mâinile. Nu, cum adică? Am mai avut o ruptă, te rog frumos. Care ai avut o ruptă? Pe cuvântul meu. Care ai avut o ruptă? Pe cuvântul, deci ascultă-mă puțin. Am avut, te rog frumos, n-am... Deci care ai avut o ruptă? Hai să mă rup o dată ca să vezi cum este. Nu te-am imitat eu, nu am scris eu texte. Dar cine?
Ia întoarce-mă, pune-l invers. Uite, spun cine. Întinde-mă, să-i rupe mâna. Stai mă puțin, te rog. Ce? Te rog, ce să stau? Întinde-mă, să-i rupe mâna. Îți spun pe cuvântul meu de onoare. Ce? Ce? Cum să nu dau? Cum să nu dau? Ce, mă? Deci nu s-a prinde artificat, dacă e poveni. N-am făcut nimic pe cuvântul meu. Deci cum n-ai făcut? Ai cuvântul meu de onoare. Astăzi nu am făcut eu, ci nu imit vocea ta. Ia deschide și mie portbagajul de mașina ta. Hai, deschide și tu. Deschide portbagajul mai repede! Stai mai puțin. Ce să stau? E de la naș. La mulți ani. Ia uite, Iisus! Ce vezi tu de că s-am la bătaie? Ce vezi? Nu, de ce? Hai să ajungi cu urșiți acum. Omul, hai să nu-mi place, întinde mâna. Deci întinde mâna, dacă mă zic cum l-am întins, Cătălin, spune unde sunt. Eu nu stai Andrei, un prieten, dar nu? Cătălin este un băiat puțin frumor, nu? Săream la tine ca să... Nu, săream ca să te mai bată și el, nu e nicio problemă. Credeam că odată o să mi se întâmple chestia. N-am e bine că s-a întâmplat doar în farsă. Oricum, n-am spus cine. Am văzut ce că n-am spus. Uite, stai că mi-a zis cine mi-a zis, mă, de... Dar n-am zis cine imita fotă. De dezbrăcatul și de acum știu cine zis. Asta e să o bei împreună cu Ioana. Mamă, ce mi-ai făcut. Mersi. Hai să spun unde poate, știi? Îmi pregăsim un discurs mai lung, știi, dar am pierdut. L-am pierdut pătru, că te-ai speriat repede, aia a fost... Dar știi ce m-a derutat pe mine? Că prima dată era calm. Și după aia a început să se enerveze, deși eu nu spuneam nimic care să alimenteze chestia. Cu doare că normal era să veni direct nervos. De, de curiozitate, până la bărbagaj și mâna, vei loc în bărbagaj sau nu? Eu cred că aveam loc și că cu cerbana mea. Păi ce mă, în casa și tu crezi că eu te-am uitat? Și pentru ce asta e pentru fața cu părul, nu? Pentru fața cu părul! Te-am văzut de sus, ai fost foarte al dracu! Da, nu, no, mersi. Și eu vreau să fug, nu de-a bea tu să-ți revin, nu-ți bate capul. Ai văzut strategia? Nu crezi măcar să fugă pe ușă, nu bate. Nu mai n-am încercat. Nu mai cum, îmi zic de acum. Era totul aranjat, totul de chis. Auzi că am văzut pe colegul tău că ți-a pus gluga pe cap. Băi, clar, băi, hai zi gură, băi, roachere! Te tunde, băi, vezi că mergi, te tunde, băi! Deci fii atent acum, știi cât îi trebuie să revină? Din seara, sus. Deci din seara și-a revenit. Nu mâna asta, nu mâna asta că am văzut! Deci până la mâncare ai avut-o ruptă. Pe aici, așa, m-am avut-o prea cu bine. Ba, eu, da, nu mai trebuie, pe chiar urmă la aia. Da. Deci, dar foarte bun de dimineață ai fost, nu știu cum să ieși. Da, da, da. Bă, dar cine mi-e, pe bune, cine mi-e vocea, mă, că tare urât o imită. Bă, te-ai zbrăcat, acum, pe bune, cine imită, mă? Subiectul inițial era altul, propus de pe știu. Da, știi care era cea mai tare fază? Deci, dar el nu replica și asta mă întreba cea mai tare. Știi ce aveam? Nu se zic. Băi, găuzaurule, dacă președintele a zis că e găuzaur. Eu ce pot, nu pot să zic că sunt om simplu, nu pot să spun celălalt. Pentru Gigi că nu am prins. Da, da, deci lucrez în continuare. Și ca să, pentru cultura voastră generală, mai puțin fac 9 ani decât sunt pentru el. Hai să-l angajăm noi, cum ar fi. N-ai bani, n-ai bani și nu... Hai să spun. Casa aia, ce-ți mai trebuie? Nu-i dăm numai alea acum. Hai să spun ceva. În afară de bani ce n-aveți, nu ți-l apoi. În mod normal nu așa se procedează, în secunda 2 era întins pe burtă, știi? Dar simt mă să nu-i rup Dumnezeu din greșeală vreuna, eu tot vreau să-i fac o farsă și rup vreun mâne, rup ceva din greșeală. Da, 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 da. Și la întâi tot îi făceam semnul, la întâi. Am vorbit înainte, știi, zic, mă, zic. Eu când mă uitam să văd, bă, nu era lume, păi, erau ăștia de acolo. Nimeni, nimic. Când te-ai spus, ce mai tare când...